Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total, total, total gratuită, nu vă costă absolut nimic. Bun, eu acum când filmez și disclaimer. Poate vă par dubioasă la față, însă este a șaptea oară în care încerc să filmez acest videoclip. Dar trecem peste detaliile tehnice. Eu acum când filmez este joi. Și uh, parfumul zilei mele de astăzi, sau mai bine spus, aroma zilei mele de astăzi, este cu și despre înghețată de fistic. Avem aici uh, pistachio, pistachio gelato de la Laviș, Levish da? Te pup de o, să rămână mult. Și uh, trust de la Hatlaj. Dacă sunteți ca mine, iubitoare de... Uh, ADN-ul anului, cum l-am denumit eu în alt videoclip, și anume ADN-ul acesta de înghețată cu fistic, dacă nu aveți gelul acesta de duș, neapărat mergeți și testați-l. Și da, mă umflă și râsul pentru că e prima dată când eu apar pe YouTube cu un gel de duș în mână. Dar, și momentul. Iar trust de la Hadlaj este acea reinterpretare a ADN-ului lui Ian Pistacio Gelato de la Caiali, dusă oarecum către zona unisex cu o fină, fină înclinație către latura masculină. Da? Vom vorbi mai multe despre el în videoclipul cu toate parfumurile inspirate din de acest ADN. Și da, se pare că celebra bormașină încă mai încearcă să-și facă simțită prezența, dar, dar trecem peste pentru că astăzi vom vorbi despre trei parfumuri de la Arabiat Prestige. V-am mai vorbit despre parfumurile acestei case. Ele se găsesc pe site-ul celor de la DubaiCollection.ro, DubaiCollection.eu și nu, nu în ultimul rând arabianscent.net unde ce să vedeți roș 25 va aduce un discount de 10% pentru absolut orice comandă. Um, și veți avea detaliile în bara de descrieri dubaicollection.eu și arabianscent.net livrează În afara României, și da, oftez pentru că nici acum nu mi-am pus celebru bilețel, să-mi notez și eu toate cele. Deci, codul ROJ25 va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe site-urile celor de la Dubai Collection. Cel din Dubai Collection.eu Collection și Scent livrează în afara României și anume UE. Uniunea Europeană, Anglia, UK, SUA și Elveția. Și da, citesc de la ultima postare de pe grupul meu de Facebook, Freak Family. Apropo, dacă nu sunteți acolo, veți avea link pentru grupul meu de Facebook, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok, dar nu în ultimul rând și aceste parfumuri pentru care, că tot este o mică agitație cu plasatorii de produse, știți că eu în fiecare videoclip vă Instig către un singur lucru și anume, comandați decanturi. Comandați decanturi, testați înainte de achiziția full size, da? Nu cumpărați blind sticle full size. Acolo unde aveți ocazia, acolo unde site-urile vă oferă și această opțiune, cum sunt cei de la Dubai Collection, de a comanda, de a achiziționa decanturi, mai bine comandați decanturi, da? Mai bine să dai 80 de lei, 90 de lei pe o punguță de decanturi, decât să dai 250 de lei, dau un exemplu, da? Decât să dai 250 de lei pe un parfum full size și ce să vezi că nu-ți place. Nu știu, e mult mai safe atât financiar cât și pentru spațiul din casă, da? De ce să te înconjori de parfumuri cu care nu rezonezi, cum se spune? V-am mai spus și eu și mulți alții aici pe YouTube, treaba cu parfumeria este total, total subiectivă. Ceea ce simt eu nu simte X, ce performanțe are Y nu le am eu și așa mai departe. Bun. Și, doamnele și domnișoarele, nu fugiți. Pentru că, nu știu, poate aveți de făcut vreun cadou pentru bărbatul din viața dumneavoastră, pentru cineva de sex masculin din familie, apropiați, cunoscuți sau așa mai departe. Sau dacă sunteți exact ca mine și nu vă sfiți de parfumuri unisex sau parfumuri ca fiind marketate masculine, eu cred că merită să stați, am vorbit deja 5 minute, sper să fiu undeva la 20-25 de minute clipul acesta. Și um, gama de la Arabiat Prestige se numește Hamdan, este format din trei parfumuri și da, pentru că eu sunt mică și curioasă, am căutat care e treaba cu Hamdan. Și să nu râdeți de mine, dar eu până astăzi, spre marea mea rușine, nu am știut că, uh, virgulă, conform Google, Hamdan este de fapt uh, prințul moștenitor al Dubaiului. Și da, m-am uitat pentru că mi-am și notat treaba asta, să nu zic vreo prostie. Bun. Deci, din această colecție vom începe cu Hamdan Di Sheikh sau Sheikhul, cum îi spun eu. Aceasta este prezentarea. Da? Aici aveți notele inserate și pam pam. Da? Deci asta este prezentarea. Și da, ca să vă faceți o idee este o cutie cât capul meu, mai mare decât capul meu. Bun, eu o să vă las notele undeva inserate pe ecran și da, mă chineam să scot parfumul. Iar acest shake este o reinterpretare a ADN-ului de Dior Sauvage Elixir cu un twist. Așa arată sticluța, vedeți aici acel fund dublu de la alte sticle. Absolut toate parfumurile vin în format de 75 de mililitri, sticlele sunt la fel, diferă doar culoarea, aceasta de exemplu fiind un negru în degradé, bine, voi pe cameră nu vedeți, însă în realitate așa arată. Capacul este metalic, foarte, foarte greu, e genul de capac pe care dacă l-ai l-a scăpat pe picior, încep frumos să citești Sfânta Liturghie. Iar sticla în sine este foarte, foarte grea, genul acela de ganteră. Bun, dar să vedem cum miroase șeicul, cum îi spun eu. Haideți întâi de toate să vă arăt atomizorul. Da? Foarte, foarte fain. E genul acela de, cum să spun eu, împrăștie foarte, foarte fin, dar pe o acoperă o sub o suprafață mare de piele sau haine. Doamne Dumnezeule! Și da, toate trei parfumurile sunt beast mode, însă până ajungem la acest detaliu, mă umflă și râsul pentru că eu sunt acea sovaj hater cu ghilimelele de rigoare și îmi cer scuze tuturor domnilor ce iubesc uh, parfumul sovaj, însă eu nu mai pot cu sovaj și cu Versace Eros. Din nou, scuzele mele dacă iubiți aceste două parfumuri sau poate sunt chiar parfumurile dumneavoastră semnătură. Însă, aici avem, nu știu, perfecțiunea într-o sticlă, dacă vreți, și nu vorbesc mare între ghilimele, deoarece deschiderea acestui parfum este condimentată. Iar citric condimentat fiind de tot orientală Și vă traduc imediat ce cataloghez eu așa Se resimte adierea aceea fină de tot de bergamotă O idee de mandarină Mai degrabă coaja unei mandarine aș, aș spune eu Dar ele sunt îmbrățișate dacă doriți de Nota pe care eu o iubesc foarte, foarte mult și anume acordul, mai bine zis, de elemi. Da? Elemi fiind acea rășină de care eu v-am mai vorbit în alte videoclipuri. Da? Cum să spun eu, treaba aceasta, isul acela de proaspăt ieșit din duș, partea aceea ă, fresh, curată, dacă vreți, din, din ADN-ul lui Sovaj, se resimte aici în deschidere, preț de un minut, un minut e mult pentru că apoi toată treaba se schimbă. Și când spun se schimbă, parfumul devine uh, mai profund, fiind de tot dark. Eu resimt ceva ce mă duce cu gândul către o vanilie ambrată, uh, resimt pe undeva pe acolo, undeva pe acolo în sensul de în fundal, un duo format din cardamom și mentă. Dar menta este, cum să spun eu, în cantitate mai mică decât cardamomul, da? Și de ce spun eu că pentru mine este un parfum perfect unisex? Pentru că de undeva de la jumătatea parfumului, ca să mă exprim așa, de la faza de mijloc a dezvoltării sale până în dry down-ul final, eu resimt un acord de lemn dulce, iar nota aceea de lemn dulce este aproape identică cu cea din Lolita Lempica. Da? Când, am, când am pus pe piele prima dată parfumul acesta și exact cum v-am spus, când am ajuns la faza de mijloc a dezvoltării sale, pur și simplu direct către Lolita Lempica am adus cu gândul. Da? Direct acel lemn dulce. Și știu că treaba aceasta cu lemnul dulce sau licoris, cum se mai spune, este ușor cu dute vino, pentru că nu e un acord plăcut de absolut toate doamnele și domnișoarele, însă e una ador. Da? Acordul acesta de lemn dulce combinat cu acel cardamom, combinat cu acordul acela de elemi și combinat cu o vanilie ambrată, pentru mine înseamnă dry-down-ul final al acestui shake. Um, nu este un parfum de purtat de zi cu zi, dacă doriți, nu este acel parfum de mers la sală, nu este acel parfum de școală, nu este acel parfum de birou, nu. Este pur și simplu acel parfum pentru evenimente speciale, pentru seri de neuitat și, da, includeți aici absolut tot ceea ce doriți, domnilor, um, dar și pentru. Uh, seri petrecute, nopți petrecute într-un club da. Mi se pare extrem, extrem de sexy Este extrem de sexy um, Este atrăgător, e captivant E genul acela de uh, parfum magnet de complimente pentru un domn da? E una cel puțin când îl poartă soțul meu Sunt pur și simplu înnebunită da? Înnebunită la capitolul performanțe, v-am spus că întreaga gamă se încadrează cu ușurință în categoria Beast Mode. Ei bine, absolut toate, de fapt, haideți să vorbim pe rând. Shake, uh, the shake, the shake, the shake. Adică acest parfum, pe pielea soțului meu, se resimte și după duș, și după baie. da. Pe mine, duce undeva la 8 ore. Uh, pe haine, din nou dacă soțul meu face cumva overspraying, ceea ce eu nu recomand nimănui, pentru că e genul de aromă extrem de densă, extrem de compactă, da? Poți face overspray, overspraying cu acest parfum doar dacă mergi în spațiu deschis, da? Doar outdoor, cum se spune. Dar într un spațiu închis, mai mult de Șase pulverizări cu acest parfum nu recomand, pentru că pur și simplu sufoși pe toată lumea. În um, dry ul final devine un parfum, cum să vă spun eu? Vanilat, balsamic, fiind de tot rășinos, dacă are sens, dar exact cum v-am spus, nu este acel parfum de zi cu zi. Uh, categoric este de vreme rece, de la începutul toamnei până. La început de primăvară, însă dacă sunteți genul acela de uh, băieții răi, bad boy, da? dacă sunteți genul acela de mafioți, cum zic eu, cu siguranță pe tot parcursul anului puteți purta acest parfum, dar seara, nu știu, zic și eu. Acum dacă dumneavoastră doriți să-l purtați eu în Meaza Mare, nu aveți decât, dar uh, cum să spun eu, nu știu. În momentul în care îl miros aici la atomizor, da, are un 20% din ADN-ul lui Sovaj, Dior Sovaj, însă pe măsură ce se dezvoltă atunci când îl porți, nu știu, eu în acel puțin nu, nu mai resim nimic din acel ADN, da, dar categoric nu știu, e, e top, da. Bine, o spun eu în calitate de iubitoare de parfumuri unisex, dar și masculine. Da? Știți că am și un clip pe canal cu top parfumuri ca fiind marketate masculin, dar pe care eu le por cu drag. Bun. Al doilea parfum din această colecție este eroul, cum îi zic eu, sau the hero, cum l-au numit ei. Și da, vine în aceeași, aceeași prezentare, doar că diferă cromatica, atât la cutie cât, da, aici aveți tot așa notele. Uh, cutia vine într-o altă culoare, implicit și sticla. Și acest The Hero este inspirat din l'odisei Purom Vetiver. Dar, haideți să vă arăt bine. Exact cum am zis, sticlele sunt la fel, dar aceasta, de exemplu, în lumină se vede acel uh, albastru regal, da? Tot fundul dublu, tot același căpăcel. Foarte, foarte fain pentru mine. Și acest uh, The Hero e genul acela de parfum care, dacă ești doamnă sau domnișoară și iubești parfumurile uh, curate. Iubești, cum să spun eu? Parfumurile blu, parfumurile acelea um, cu aromă de. imediat am terminat dușul, da? Parfumul acela ca, care îți lasă senzația de duș proaspăt făcut sau. Haide de mine! Dacă, de exemplu, vă place. Pinaș. știți că eu îi spun pinaș pentru că YouTube îl traduce altfel, o să vă inserez o imagine pe undeva pe aici. Nu spun că uh, Hamdan The Hero se inspiră din acel parfum, da? dar este, cum să vă spun eu, oarecum aceeași familie olfactivă? Adică eu una știți că am uh, pinaș white, pinaș white, vaporașul, iaftul alb. Știți că l-am purtat în prostie vara aceasta, dar Hamdan the Hero are acel ceva, are acel vibe, dacă vreți, care mă duce în aceeași zonă olfactivă. Da? Am senzația că Hamdan the Hero este din aceeași familie olfactivă cu iahtul alb. Da? Nu cunosc parfumul original din care se inspiră, Deoarece soțul meu nu prea este uh, fan lui dar dar, exact cum v-am spus, este genul acela de aromă clean, dacă doriți, dar uh, e ceva cum să, nu vreau să spun natural, pentru că nu vreau să vă duceți cu gândul că susțin că acest parfum are ingrediente natural, naturale, este mai degrabă dacă doriți acel câmp verde într-o zi de vară peste care um, a plouat, da? A trecut o ploaie din aceea scurtă de vară, dar puternică, peste un câmp verde. Iar când spun verde din nou, nu regăsesc nimic cu acord verde în acest parfum, dar aerul acela fresh, dacă doriți, da? Mă face să asociez acest parfum cu această imagine pe care tocmai v-am zugrăvit o Este citric, este fin spicy, este dulceag totodată. Are izul acela mai degrabă, dacă doriți, nu dulce copleșitor, ci mai degrabă un iz de gumă de mestecat. Izul acela Bubblegum fiind dulce și nu. Nu mergeți nici către zona Invictus, da? Nu, nu, merge, nu mergeți către zona aceea. E ceva mult mai fin, din punctul meu de vedere, ca femeie, și mult mai elegant și mai sofisticat, dacă doriți, decât acela DN. Are izul acela proaspăt acvatic, da? Este ca și cum v-am mai spus eu în alt videoclip în legătură cu un alt parfum, este ca și cum stai pe malul unui plac da, nu neapărat malul mării și mestești gumă de mestecat da ceva de genul pe undeva pe acolo. Baza dry down acestui parfum este una lemnoasă um, um, unde cedru și vetiver da cedru și vetiver joacă un rol foarte foarte important. Iar paciulii de aici este acela de tip, cum să spun eu, pământiu mentolat. Este un paciuli care te duce cu gândul către izul pământului proaspăt ploat, dar în același timp ă, ai și câteva ă, frunze de mentă pe acel, pe, acel parfum, pe acel pământ. Da? A ploat peste un câmp cu mentă, poftim. Cam așa este izul de paciuli din dry down final al acestui parfum. Este și dulce, v-am tot spus dulce, dulce, dar nu copleșitor. Este mai degrabă o ambră moscată, da? Moscul acela pufos și dulce. Nu știu, e genul acela de aromă classic men, da? Da. Genul de parfum uh, clean, fresh, dar totuși lemnos, fiind de tot sofisticat, fiind de tot elegant, dar mega, mega versatil. Dacă, și era să scap eu sticla, dacă șeicul, cum îi spun eu, este acel parfum pentru ocazii speciale, pentru vreme mai rece și așa mai departe, eroul... The Hero este acel parfum pe care îl, îl poți purta absolut oriunde și oricând. Îl poți purta la școală, îl poți purta uh, la sală, la birou, oriunde, da? Este, cum să spun eu, l-aș încadra cu succes, din nou, uh, eu ca femeie, da, uh, către acea zonă de parfum tip semnătură pentru un domn. Da? Și din nou, dacă, și chestia asta n-am zis-o, uh, Sheikul este acel parfum pentru un domn, uh, hai să zic, 30 plus. Uh, The Hero este acel parfum pentru 18 plus. Da? Nu ai treabă cu el. Nu știu, mi se pare foarte, foarte versatil, uh, practic, ușor de dus, ușor de purtat, nu ți impune absolut nimic. Nu e genul de parfum ușor mai rigid, da? Și din nou, dacă sunteți doamne și domnișoare și aveți sau uh, ați testat uh, iahtul alb, bilin să răspundeva pe aici, și v-a plăcut aroma acelui parfum, testați un decant și din uh, Hamdan The Hero. Eu, exact cum v-am zis, le duc în aceeași familie olfactivă. Îmi cer scuze, beau un pic de apă, că simt că mi se usucă gâtul și nu vreau să tușesc, Și trecem la ultimul, dar nu cel din urmă. Și sinceră să fiu preferatul meu din această gamă, și anume The Brave. Hamdan The Brave, care vine în aceeași prezentare. Da, din nou, aici aveți notele. Fix, fix aceeași, aceeași prezentare. Doar că, de data aceasta, dacă celelalte două sticle și da, este un pic mai greu din cutie. Acesta este Hamdan The Brave, ADN original sau creație, cum se spune. În timp ce... Da, deci mie mi se lipise bloterul, În timp ce acestea două, aceste două sunt cu hauriu, ultimul este mai, uh, mai așa, mai sexy, mai misterios, mai dark. Bun, v-am zis că este, um, ei pe site spun că este creație, adică ADN original, însă pentru mine și pentru memoria mea olfactivă, oh, fai de viața mea, eu duc acest parfum în zona Le Mal Le Parfum și um, Bulgari Men in Black. Dacă zic eu bine, o să vă inserez pe undeva pe aici, aceste două parfumuri. Nu știu, este ca o fuziune între cele două parfumuri, treaba aceasta, și v-am spus, este preferatul meu, da? Locul întâi. Este parfumul pe care eu l-aș purta cu ochii închiși, fără să fac layering cu el, fără nu, ca parfum de sine stătător. Este aromatic, are o deschidere citrică, da, Doamne Dumnezeule, um, genul acela de deschidere citrică, fresh, curată, aș putea spune ceva lavandă pe aici, dar nu este too much, adică mai multă, ca să vă fac o paralelă, mult mai multă lavandă percep în Libra decât în Hamdan The Brave. Da? Ca să înțelegeți gradul de lavandă, cu ghilimele, din acest parfum. Dar, vanilia de aici, că știți că sunt fiartă pe vanilie. Vanilia de aici este acea vanilie masculină, dacă are sens, sexy. Aș putea spune cea mai sexy vanilie masculină. Da? Dacă sunteți domni, și iubiți o vanilie bună, încercați un decant din acest parfum. Nimic din tot ceea ce am testat eu, nu mi se pare și, uh, nimic din tot ceea ce am testat, făcând referire la parfumurile masculine cu vanilie. Nimic din ceea ce am testat nu se ridică la nivelul acestui parfum. Pentru mine este cel cea mai sexy vanilie masculină. Punct. Da? Nu mă interesează designer sau alte paralele, cu toate că, dar la final mai bine vă spun concluziile pentru această gamă. E genul acela de parfum sofisticat, dens, misterios. Ce este cum să spun? da, primul despre care v-am vorbit de shake. Am spus eu că este de ocazii speciale și așa mai departe. Însă The Brave este tăticul ocazilor speciale, da? Dacă ar fi să fac o comparație între acestea două, The Sheik este mult mai versatil, dacă doriți, adică mult mai ușor de încadrat de zi cu zi decât The Brave. The Brave e acea bombă nucleară masculină. E acel parfum pe care îl porți atunci când vrei să te împaci cu iubita, soția, amanda sau ce mai ai tu ca domn, da? Și este acel parfum pe care uh, eu, ca femeie, nu l-aș ca dori si bărbatului din viața mea decât dacă aș fi foarte sigură pe el. De ce spun asta? Um, din nou, are o performanță uriașă uh, pe pielea soțului meu. La fel, se resimte și după duș, pe cămășile sale s-a resimțit și după ce le-am spălat, iar pe mine și pe pielea mea uh, duce între ghilimele undeva la, țineți-vă bine, 9 sau 10 ore. Este bombă nucleară parfumul acesta. Siajul la fel. Proiecția extrem de puternică în primele 3 ore. Extrem de puternică. Dar Exact cum v-am spus, nu este genul acela de aromă, cum să spun eu, pe care ca bărbat o poți purta ziua în mare când mergi la sală, la fotbal sau la Lidl sau la bere cu băieții. Nu, n-ai cum să porți așa ceva. Este exact cum v-am spus și cu riscul de a mă repeta, dar este extrem de sexy, extrem de senzual. Genul acela de vanilie Cald condimentată, și când spun condimentată, fac referire la um, un duo, și anume un acord de cardamom care este top aici. Știți că eu sunt fiartă pe nota de cardamom, uh, un acord de cardamom ce se împletește cu o lavandă fiind de tot pudrată, deoarece este și un iris pe undeva pe acolo. Foarte fain! Foarte, foarte fain, um, nu miroase a, nimic arabesc, v-am spus, singurele zone în care îl pot încadra, cu toate că ei pe site spun că este ADN original, pe mine nu știu de ce, mă duce cu gândul la Bulgari Men in Black, implicit um, în zona lui Le Mal Le Parfum, da? undeva în zonele acelea două aș încadra acest parfum. Baza, dry down-ul final al acestui parfum este uh, cremos lemnos, dacă are sens. da. Uh, resimți în continuare vanilia aceea, um, ai parte și de un lemn de santal extrem de cremos care, cum să spun eu, sporește sex acestui parfum, dacă nu mai îngăseam cuvintele. E genul acela de parfum de noapte. E genul acela de parfum pe care, cum se spune la mine în Colentina, nu-l poți purta ca bărbat decât dacă stai bine înghete. Da? Băieții știu ceea ce zic eu. Asta este Hamdan uh, the Brave. Ești băiat, ești bărbat, stai bine înghete, porți parfumul ăsta. Top! Da, deci nu am nu am cum să-l descriu mai mult de atât. Vanilia cald condimentată de aici pur și simplu mă dă pe spate, da? Mă dă pe spate. Și da, este genul acela de sticlă neagră mată de data aceasta, că mă tot uitam să văd cât mai am din el pentru că eu l-am purtat și a fost cel mai abuzat de mine din uh, întreaga gamă. Are ceva în dry-down-ul final, ca să vă faceți o idee, mă duce fiind de tot, nu spun că este inspirat, atenție! Da? Și vorbim aici strict de dry-down-ul final. Dry-down-ul final mă duce un 40% în zona lui Ani Nișane, da? deci pe undeva pe acolo. Din nou, dacă sunteți Doamne sau Domnișoare și iubiți ADN-ul lui Ani Nișane, luați un decant din Hamdan the Brave. S-ar putea ca dry down-ul final să, să, vă placă la fel de mult cum îmi place mie. Bine, mie îmi place de la început până la final. Eu n-am nicio treabă, deci eu o să mă vedeți foarte des cu atât parfumat, vă spun. Și ca o, o părere, părere, ca o părere legată de întreaga gamă, Întâi și întâi de toate, de la prima pulverizare, niciunul din aceste trei parfumuri nu a avut acel is East Middle Eastern, da? Nu, niciunul dintre aceste trei parfumuri nu miros arabesc, nu au absolut nimic, nimic arabesc. Uh, performanțele lor, v-am spus, toate, cu excepția lui Hamdan the Hero, și când spun cu excepția lui Hamdan the Hero, trebuie să luăm în calcul profilul olfactiv al acestui parfum, da? care este aromaticul acela uh, curățel proaspăt ieșit din duș și așa mai departe. Acesta este singurul care nu se resimte pe soțul meu și după duș, însă duce între ghilimele și pe el undeva la 9 ore. În rest, Hamdan the Shake și Hamdan the Brave se simt pe el și după ce își face duș, iar la fel, că mășirile lui miros Um, miros și după ce le spăl dacă folosește aceste parfumuri uh, v-am spus pentru 75 de mililitri raportul calitate preț mie mi se pare mai mult decât uh, wow da? ținând cont de faptul că uh, încă o chestie pe care nu v-am precizat-o încă de la prima pulverizare mirosul a fost foarte compact, dacă are sens. Și când spun asta, ce vreau eu, de fapt, să scot în evidență? Știți că, în general, parfumurile middle easter necesită acel timp de macerare. Ei bine, cu această gamă, și da, e preferatul meu de acela, vi-l arăt, cu această gamă, timpul acela de macerare a fost undeva la 3 zile, iar diferențele au fost foarte, foarte mici, da? Parfumurile au venit gata finisate, între ghilimele, dacă doriți, dacă mă pot exprima așa. Nu știu, sunt top. Încă o dată vă spun cu riscul de a mă repeta, nu miros arabesc. Nu ai treabă. Cu aceste parfumuri, pur și simplu, miroși, ești în categoria designer. Da? Bun. Dacă ați rămas cu mine până la final, dacă m-ați suportat așa un pic mai pe arătură, pentru că v-am spus, este a șaptea încercare de a filma acest videoclip. Ba s-a întâmplat una, ba s-a întâmplat alta. Aie, astrele nu au fost de acord cu mine astăzi. <coughs> Scuze, v-am zis că mi se și usucă gâtul, am și senzația de tuse și nu, nu vă bucurați anumite persoane că încă nu mă curăț. Bun, dacă ați rămas cu mine alături, dacă ați rămas alături de mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă ați testat vreunul din parfumurile gamei Hamdan de la Arabiat Prestige, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce experiență ați avut cu ele. Dacă nu, lăsați-mi și mie ce parfum purtați. Știți că sunt foarte curioasă și știți că îmi și notez pentru că vreau să testez și eu anumite parfumuri, da? Cam tot ceea ce mi-ați scris și în privat, știți că am testat, v-am pus și poze și așa mai departe. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Nu uitați de abonare, nu uitați de like dacă v-a plăcut și până data viitoare... Uh, vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!